Bună dimineața și bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii 1001 de motive să nu folosești Internet Explorer. Motivul de astăzi este securitatea. S-ar părea că este mai sigur să te plimbi noaptea prin ferentar țipând am portofelul mare, am portofelul mare, decât să navighezi pe browserul celor de la Microsoft. Săptămâna aceasta a fost descoperită o vulnerabilitate care le permite infractorilor cibernetici să facă ce vor ei cu computerul tău. Problema a fost descoperită de compania de securitate FireEye și a fost denumită vulpea clandestină. Practic, această vulnerabilitate îți transformă computerul într-o marionetă și te lasă cu ochii în soare și buzunarele goale. Ia scoate-mă tale ce ai prin buzunare! Cei mai afectați sunt cei care folosesc Internet Explorer pe Windows XP. Aceștia nu vor primi patch-ul care le taie accesul hackerilor la sistem. Pentru că hackerii se pătrundă în PC-ul tău prin această vulnerabilitate, trebuie să vizitezi un site special. Apropo, măi copii, nu mai dați click pe toate link-urile dubioase. Nu ați câștigat 1.000.000 de euro și tot ce crește după ce cumpărați pastiluța aia magică este contul bancar al celui care a trimis link-ul. Sfatul meu, folosiți Firefox sau Chrome sau poate... Dragi tovarăși, de când folosesc browserul chinezesc Maxton, nu mai fac griji în ceea ce privește securitatea datelor. Toate informațiile se duc direct la iubitul nostru conducător. Atât îi trebuie porcilor imperialiști să încerce să îi furi. Și ca să mă asigur că datele mele ajută bunăstarea tovarășilor de pretutindeni, mi-am făcut și cont pe mail.ru. Eu sunt gata pentru anexarea României la Rusia. Tu ce mai aștepți? S-ar părea că iar mă văd nevoit să vorbesc despre un produs marca Samsung. Săptămâna aceasta, sudcoreenii au anunțat lansarea Samsung Galaxy K. Acest smartphone este conceput special pentru toți cei care vor să publice poze mai reușite cu micul dejun. Adică pentru toată lumea. Galaxy K este construit pe același principiu ca și Galaxy S4 Zoom, dar vine cu un design ceva mai discret și cu o putere de procesare mai mare. Acesta are o cameră de 20 de megapixeli și un mod care te ajută să-ți faci selfie-ul perfect. Sub ecranul de 4,8 inch se ascunde un procesor cu 6 nuclee și 2 GB memorie RAM care asigură că pozele făcute de tine se încarcă instant pe rețelele sociale. Doar nu vrei să se usuce gogoașa înainte să-ți bagi botul în ea, nu-i așa? Telefonul ar putea ajunge și la noi în lunile următoare la un preț ceva mai mic decât cel al Galaxy S5. Doamnelor și domnișoarelor, acest segment este special pentru dumneavoastră. M-am dus la ea în ospiție și a pregătit tot niște carne cu cartocele, cu orez. Te-ai săturat să te uiți în dulap și să-ți dai seama că nu ai cu ce să te îmbraci? Oh my god, nu am cu ce să mă îmbrac. Ai vrea niște haine noi, dar iubitul tău crede că e mai important să plătească chiria decât să ții tu bluzița aceea fabuloasă pe care ai văzut-o în mall? Oh my god, aș vrea niște haine noi, dar iubitul meu e prea zgârcit. Flipster este soluția problemelor tale. Flipster.ro este un site de fashion swap creat de 4 români. Intri, îți faci un cont și pui poze cu toate hainele care nu-ți mai vin. Dieta a dat roade și te fac să arăți ca versiunea feminină a lui Snoop Dogg. Apoi cauți haine oferite de alte utilizatoare și le propui un schimb. Dacă sunteți amândouă de acord, apăsați un buton, plătiți taxa de transport și un curier vine, te scapă de hainele vechi și îți aduce unele noi. Mă rog, aproape noi. Oh my god, ce idee bună! Mulțumesc, Tavi, ești cel mai tare! Oh my god! Anume, orificiile acestea, găurelile care sunt la mijloc, ridicătura aceasta, anume permite ca circulația aerului înăuntru, ca să gătească totodată și de desubt și deasupra, adică nu trebuie să te întorci.